sunt Elena Agachi, absolvent de la UIAN. Dânsul este Ion Ținescu, absolvent de la UIAN. Aici de față sunt foștii noștri profesori, în fața cărora mă numim. Sunt foștii mei, sunt actualii mei colegi și actualii mei elevi. Nu știu dacă din foștii elevi mai sunt. Mai sunt? Unu? Doi? Trei? Ei, atunci mă prind și fața voastră. Ideea expoziției pe care o avem în spatele nostru este o năstrușnicie care s-a creat cu prilejul unei întâlniri de promoție de anul acesta, întâlnirea promoției lor, 20 de ani de la absolvire. Și pentru că știți că noi avem un traseu impus a tuturor foștilor ele, i-am condus și i-am adus și aici, i-am chinuit și la înălțarea steagului liceului. Și i-am adus aici și le-am spus că avem un perete gol. Și m-am uitat spre Ionut, știind foarte bine ce fotografii minunate face. Și atunci m-am uitat încă o dată spre Ionut și am înălțat strânceana, cum spune legii mei. Ionut a înțeles și după aceea am avut o discuție și a rămas că îi place proiectul și că probabil că vom avea un proiect. Ce vă pot spune despre Ionuț, înainte de a citi prezentarea la aceste câteva imagini, este că este un suflet într-un corp minunat, un suflet minunat într-un corp minunat și că este sută la sută la UIAN. Este fotograf amator, cu atât mai mult este realizarea lui impresionată, cu cât este un fotograf fără se cheamă Academia de Studii, mă rog, fără studii în domeniu. De aceea, noi apreciem efortul lui și bănuiesc și dumneavoastră. Și acum am să dau citire unei prezentări făcute de soțul meu,